Bună seara și bine v-am regăsit alături de noi la cea de-a treia ediție Simply Talking. O emisiune despre oameni frumoși, despre oameni care integrează roluri, fie că e vorba de roluri de antreprenor, fie că este vorba de roluri de mamă, de roluri de tată, de roluri de CEO al unei companii sau pur și simplu de job description-ul om, cum ne place să-l numim. O emisiune în care oamenii aleg să vorbească autentic, simplu, despre lecțiile lor, nu despre rețete, ci despre viața lor. Astăzi am invitat alături de mine o persoană specială și un om foarte frumos. O persoană pe care o știam de ceva timp înainte să facem o călătorie inopinantă de la Poiana Brașov la București, unde am aflat că, dincolo de rolul în care eu o știam, există un om extraordinar, există un artist, există o femeie puternică, perseverentă, mama a doi copii superbi, o specialistă în coaching și un antreprenor. Așa că în seara asta mă bucur să o am alături de mine pe Andreea, pe Andreea Runceanu. Bună, Andreea! Bună, Monica, și mulțumesc mult pentru invitație! Și bine ai venit! Cu mult drag! Știi bine că îmi place să stau de vorbă cu tine și, într-adevăr, mi-a rămas și mie în minte călătoria noastră, pentru că ești un om foarte deosebit și chiar țin minte tot ce am discutat atunci. Și eu, și chiar m-am gândit foarte mult că mi-aș dori să fac un replay și un download. Ăla a fost cel mai bun interviu pe care mi l-a luat cineva vreodată, jur. Dar o să improvizăm astăzi. Da. Pentru că a trecut ceva timp. Da. Și vroiam să te întreb pur și simplu, cine e Andreea? Cine e Andreea? Bună întrebare. Și este bună și mi e destul de greu să răspund tocmai eu. Cred că dacă ai întrebat pe fiecare din jurul meu, probabil că ar avea răspunsuri diferite. Iar eu cred că sunt suma acelor răspunsuri, pentru că dincolo de cine sunt eu înăuntru meu și poate las mai puțin afară câteodată să se vadă, pentru mine este foarte important armonia cu cei din jur. Și întotdeauna a fost, câteodată am pus-o mai degrabă deasupra ceea ce am simțit eu. Cine sunt eu? Cu ce să încep? Vezi, am încercat să o iau așa. Păi, hai să începem cu începutul, pentru așa. Că știu că ai muncit foarte mult. La 12 ani, nu? Ai plecat prima oară din casa părintească. Da. Într-adevăr, viața mea se învârte în jurul muzicii și se învârte încă de la început. De mic copil mi-am dorit să fac muzică pentru că am avut în familie muzicieni, am avut-o pe Mihaela Runceanu, era verișoara mea și eram înnebunită după ea, cum era o țară întreagă, dar eu copil, îți dai seama că și fetiță și mică, dacă mă întreba cineva ce o să vreau să devin când o să fiu mare, răspundeam că o să vreau să fiu o stea, așa cum Mihaela era. Da, uite, apropo de asta, după ani de muncă, ați ajuns să aveți un parte de succes care ne reprezintă la foarte multe evenimente naționale și internaționale. Da. Și mie personal mi s-a părut extraordinar faptul că eu am aflat abia anul trecut, de exemplu, de legătura ta de rudenie cu Mihaela. Și cred că este un vot de mare încredere să încerci să construiești prin tine. Da, am construit, bineînțeles, tot ce am realizat noi în planul, în plan muzical. Și eu și fratele meu, Xenti Runceanu, bineînțeles că am realizat muncind și încercând să depășim toate obstacolele pe care le-am avut și pe care orice artist le are sau, de fapt, orice ar încerca să facă, nu există drum lin, există drum cu hopuri peste care trebuie să sari, să treci, să le dai jos, să le faci ceva cum, și cum să treci mai departe. Cum ai găsit armonia acolo? Nu știu dacă am găsit, să spun, o armonie. Armonie este la un moment dat, dar sunt momente în care
este disarmonie și atunci trebuie într-adevăr să găsești calea cea mai, cea mai rapidă și cea mai ușoară să treci de ele. Dar la mine a fost simplu. De mică mi-am dorit să fac muzică, mama mea este violonistă, e profesoară de vioară acum, dar pe vremea aia era doar violonistă și a avut o istorie foarte frumoasă. Mi-am dorit, am avut vioară în casă de mică, am avut pian în casă de mică și mi-am dorit să fiu violonistă și asta mi-am băgat în cap, asta am văzut departe. Apoi mi-am dorit să fiu ca Mihaela, într-adevăr, lucrurile astea se băteau cap în cap, pentru că Mihaela Runceanu era, era o voce foarte mare, eu n-aveam voce deloc și mi-am dat seama foarte repede de asta, cred că pe la vreo 9 ani și mi-am îngropat de tot dorința de a cânta cu vocea. A rămas doar vioara și am făcut tot ce am putut eu să-mi ating visul. Visul meu era să fiu violonistă, să cânt pe scene întreaga lume, eu așa mă vedeam. Și iată că am ajuns acolo, cumva. Nu mă gândeam că o să cânt alt gen de muzică în afară de muzica clasică. A fost prima mea iubire, muzica clasică. Am iubit și iubesc foarte mult în continuare muzica clasică, dar nu m-am gândit, nu m-am văzut cântând și alt gen muzical. De ce? Pentru că cu vioara nu vedeai cum să cânti, puteai să cânti muzică populară. Mai nou, acum de, nu știu, 10, 15 ani, 20, de când există manelele, puteam să cânt manele. Da? Exact, ceea ce nu aveam, Nu rezonai, nu rezonam, zic. Da. Și nici cu muzica populară, că iarăși nu aveam o familie. La mine în familie era, totul era legat de muzică clasică. Și atunci când am început cu Amadeus, asta s-a întâmplat când aveam eu 20 de ani, când Adrian Ordean a căutat niște instrumentiste pentru acest proiect, care pe vremea nu știam cum se numească Amadeus. Chiar cum de-ați ales numele da, ăsta? Da, a fost, știu că era director la Radio Pro FM atunci, Bogdan Strătulă și cu Cristian Dicianu, cred, și Cristi Șnebli. Deci a fost așa un brainstorming. Și numele Amadeus a câștigat clar, adică a fost cum de nu ne-am gândit până acum la Amadeus. Ne-am gândit cu toții, dar a venit cumva, țin minte de acolo, de la Pro FM, a venit cineva cu ideea, băi, gata, Amadeus. Sună nume de băiați, dar o să fie niște gagici care o să fie așa puternice. Antiteza. Exact, da. Iar atunci când am pornit, când a venit cu ideea asta minunată Adrian Ordean, mi-am dat seama că cu vioara poți să cânți și alte lucruri. Foarte frumoase, la fel de frumoase, potrivite cu anii în care eram atunci, că eram și eu mică și fetele erau mai mici decât mine, una avea 16 ani, Cristina, și Grațiela și Alexandra aveau 17 ani, eu eram cea mai mare, am bătrână, 20 de ani, da. Și atunci, într-adevăr, mi s-a deschis cu tot o altă lume. De fapt, a fost trecerea de la a cânta la școală, pentru că tot ce cântam, chit că erau concursuri, chit că erau recitaluri în cadrul școlii, erau legate de școală, erau legate de notare, de greșeli, de ai cântat bine, n-ai cântat bine, ai cântat mai bine decât colega ta, ai o notă un pic mai mare, mai mică, îți iese piesa aia, nu-ți iese piesa aia. Totul era un cadru. Legat, da, era un cadru foarte bine delimitat, ca la sportivi, și care mă reținea destul de mult. Aveam întotdeauna foarte mari emoții în cadrul școlii. Iar primul meu concert cu Amadeus în public, unde am fost sigură că o să leșin și că nu o să pot să intru pe scenă. Eram sigură, deci nu... nu știu cum am ajuns pe scenă. Dar primul meu concert, depășind momentul ăla de dinainte, mi-aduc aminte cum am reușit să ajung pe scenă, în momentul când am ajuns pe scenă, a fost prima dată când nu am avut emoții. Asta a fost așa, a fost ca un cadou pentru mine, pentru că a fost prima dată când am simțit că nimeni nu mă judecă. Dacă am cântat bine, dacă am cântat foarte bine, dacă am greșit o notă, mi-am dat seama că oamenii din fața mea pur și simplu au venit la un concert să se bucure, cu inima deschisă și nu să noteze. Și atunci pentru mine a fost, cum să spun, o ușurare și o mare bucurie și o încurajare să fac
lucruri cât mai bine și să dau cât mai mult din mine pe scenă. Și cred că asta, nu știu, dacă ar fi să mă întrebe cineva cine e Andreea, așa, să revenim, aș putea să zic că Andreea este un om care își scoate sufletul și își-l pune pe tavă. E foarte frumos, pentru că de foarte multe ori, prin rolurile pe care le avem, practic ascundem de fapt acest suflet care ne reprezintă. Și când îmi povesteai acum de experiența cu ieșitul din cadru în care erai obișnuită să fii judecată după fiecare măsură, după fiecare notă, poate pe portativ, după fiecare ton, nu sunt o specialistă în muzică, dar bănuiesc că era destul de inhibatoare pentru a-ți exprima acest suflet. Pentru că, până la urmă, nu există suflete perfecte. Dar ceea ce le face frumoase e exact această imperfecțiune și dorință de a da totul. Și chiar vreau să te întreb dacă asta te-a ajutat și mai departe în a fi liberă până la urmă, pentru că pentru mine ești un om cu un suflet pe tavă foarte liber și cred că și de-aia tot ceea ce faci exprimă lucrul ăsta, care până la urmă este autentic și este real și nu este perfect, dar tocmai asta îl face minunat. Cum a rămas experiența aia în tot ceea ce ai făcut după? Pentru că știu că ai ajuns până la urmă să faci și cursuri de coaching. Da. Iar acum ții seminarii. Povestește-ne un pic. Da, povestea cu perfecțiunea e una destul de tricky, pentru că, de exemplu, eu am învățat un instrument și am țintit în continuu, asta a fost gândul meu, să sune perfect. Am căutat tot timpul sunetul perfect. Așa cum căutăm relația perfectă, așa cum căutăm să fim noi perfecte, să ne comportăm perfect, să avem copii perfect, să nu greșim niciodată. Mi-am dat seama că poate când am apărut prima dată pe scenă în formula Amadeus, cu un instrument electric în mână, mișcându-mă în timp ce cântam, nu a mai fost sunetul perfect. Deci asta o să o povestesc și o să o spun oricând. Noi primii ani, cred că primul an a fost teroare pe scenă, adică normal, cântam, era totul live. Acum ne mai întreabă lumea, este live sau playback? Pentru că sună aproape perfect. Dar atunci cred că trebuia să fii Tolomacra să nu te prinzi că e live, pentru că ieșea destul de... Chiar făceam foarte multe greșeli pe scenă. Dar a fost așa aproape o voluptate în a greși și în a te bucura în timp ce greșești. Păi asta este. Da, greșesc din mâini, pentru că încă nu stăpâneam arcușul și mâna pe corzi în timp ce mă mișcam, pentru că noi am fost obișnuiți să cântăm fix, stând pe loc, normal, ca să nu sară arcușul, și noi încercam să și dansăm, să și cântăm, și acum ne iese, pentru că am învățat în atâția ani, am învățat cum să ne mișcăm în așa fel încât să nu deranjăm sunetul și iese foarte bine. Dar atunci greșeam foarte mult și a fost prima dată când mi-am dat seama, băi, a greși cu scopul de a ieși ceva poate și mai frumos, chiar dacă nu este perfect, e chiar bine. Îmi dă o bucurie foarte mare. Doar că asta a fost în planul ăsta muzical. A fost prima lecție. Apoi a trebuit să învăț mult mai multe lecții și învăț pe zi ce trece, învăț în fiecare zi că niciodată nu există, că toată povestea asta cu imaginea perfectă este ceva găunos într-un final, că te urmărește și te atacă la un moment dat, și că zi de zi ai lecții de învățat. Într-adevăr, și pe mine mă mai întreabă lumea, vai, dar cum ești tu așa, faci atât de multe lucruri, uite, și ești și slabă, și ai și doi copii, și ai și o relație foarte frumoasă, și cânti, și dansezi, și nu știu, faci de toate. E într-adevăr, par așa că
E o imagine bună pentru o femeie din zilele noastre care trebuie musai să fie slăbuță, musai da, trebuie Andreea, să arate bine după ce face doi copii. E o imagine dar nu e doar bună asta. Raportat la ce? La un la cadru? La coperți de revistă. Și la ce trebuie pe hârtie? Să fie copii frumos îmbrăcați, să fie civilizați, tu să ai și un business, să fii și mamă. Și sunt multe lucruri care nu se văd. Sunt... Este... O să te întreb câte nopți n-ai dormit pentru asta. Câte nopți n-am dormit? N-am dormit multe, multe nopți când au fost copiii mici și încă mă mai... încă mai stau trează, de exemplu, acum două nopți, când a visat Igor urât și s-a trezit vreo trei ori și am adormit foarte greu. Dar stau în continuare multe nopți trează pentru că sunt poate toată în avion. Poate altă dată am de scris ceva, poate altă dată am de învățat o piesă și, într-adevăr, efortul ăsta pe care îl faci, efortul susținut pe care îl faci în toate părțile din viața ta, fie că este cel de acasă de mamă, fie că este cel din viața profesională, cere și nopți pierdute sau câștigate, nu știu cum să le zic. Poate într-un final câștigate, dar... Până la urmă e vorba și de atitudine, nu? Pentru că pot să privesc nopțile pierdute și să fiu supărată că le-am pierdut. Da. Sau pot să le privesc ca pe o investiție, pentru că în cele din urmă tot ceea ce facem e alegerea noastră. Sau cel puțin asta cred eu. Iar dincolo de imaginea de pe revistă sau de imaginea din concert, există foarte multe alte lucruri și foarte multe alte ore în afară de reprezentația de 40 de minute. Și cred că aș vrea, pentru că știu că mi-ai spus în acea excursie, aș vrea să le povestim și celor care ne privesc despre antreprenorul care a avut grijă de trupa Amadeus, care eu personal știu că a trecut prin foarte multe obstacole. Și personal știu câte întâlniri și câte zbateri au fost ca el să rămână în continuare, este să fie susținut. Este un efort continuu, este un efort continuu. Într-adevăr, în spatele artistului trebuie să fie întotdeauna un antreprenor. Câteodată te încurcă, pentru că în loc să fii în studio, în loc să fii în sala de repetiții, în loc să stai și să te uiți pe geam, să asculți muzică sau să stai cu vioara sau cu pianul, cu ce vrei tu în mâini și să creezi, trebuie să te gândești ce mai ai de făcut, pe cine trebuie să suni, cum organizezi concertul, ce plan de bătaie ai pe următorul an. Sunt foarte multe lucruri în spate. Noi funcționăm acum de mulți ani, din 2010, deci, șapte ani. Ne ocupăm, avem o echipă foarte frumoasă cu care lucrăm împreună și ținem mereu aproape să fie toate lucrurile bine. Dar, într-adevăr, în momentul de față, Patricia și cu mine gândim toate lucrurile pe care le avem de făcut. Gândim show-urile noastre pe care întotdeauna vrem să le îmbunătățim și să le schimbăm. Acum avem niște planuri foarte frumoase. Spune-ne. Pregătim un spectacol și pregătim un spectacol pe care îl pregătim de un an de zile. Ne tot gândim la el. Le facem în paralel ideea spectacolului cu partea muzicală din sala de repetiții. Astăzi chiar am avut repetiție mai devreme. Da. Și lucrăm în paralel. Ideea este că deja a ajuns să fie atât de mare și ne dorim atât de mult de la el, încât, într-adevăr, cred că n-o să reușim să-l terminăm până la sfârșitul anului, dar atunci când îl vom face, o să fie exact cum ne dorim noi. Eu știu și pe Patricia. Da. Și aș vrea să subliniez că voi sunteți de fapt antreprenorii din spatele Amadeus, pentru că știu câtă muncă este,
de la alegerea costumelor care nu se face întâmplător, da, până la selectarea locațiilor, a evenimentelor și până la urmă la gestionarea resurselor, pentru că nu, da, până la urmă da, sunt destul de multe investiții. Sunt multe investiții pe care noi le facem cu tot dragul. Suntem și ajutate mult. În partea muzicală, Xenti Runceanu este cel care este vrăjitorul, vrăjitorul din spatele partiturilor. El ne ajută enorm. Marius Beju, impresarul nostru, care pune la punct toate lucrurile. Oriunde mergem în lumea asta, știm că ne așteaptă tot așa cum trebuie. Sorin Duțoiu, care iarăși ne ajută foarte mult pe partea de comunicare, și mai sunt oameni care ați construit o echipă frumoasă. Da, o echipă foarte frumoasă, care ne susține și ne susține cu tot dragul. Și de ce spun asta cu tot dragul? Că poate sună așa, toată lumea spune cu tot dragul, dar chiar contează mult de tot ca între membrii unei echipe să existe drag. Dragoste. E un cuvânt românesc care exprimă foarte mult. Dragul. Să le fie tuturor drag de proiectul în care sunt, să nu considere proiect, să-l considere, eu când mă gândesc la Amadeus, este, nu știu, viața mea. Mă bucur de nebunesc că știu că am o întâlnire cu Patricia sau cu întreaga echipă să mai vedem ce videoclip să mai facem sau ce piesă nouă sau când avem repetiții, cum a fost astăzi, sau când avem concert. Pentru că e o viață foarte frumoasă și este ca un copil pe care îl crești. Copilul ăsta are deja, este adolescent, are deja, o să facă 17 ani. Oh, are mulți 16 înainte, ani. Vă apropiați de majorat. Da. Da. Și el crește și crește frumos și îi place să umble prin toată lumea și noi încercăm să îi punem pe masă tot ce are nevoie ca să crească frumos. Ai spus de românesc și de dragul, da, acest cuvânt românesc. Da. Și asta e că știu din casă, am fost pe drum vreo 3 ore, asta e situația. Știu că tu ai inițiat un proiect. Da. Care mie mi este foarte drag în sensul de acel dragul cuvânt românesc de care povesteai mai devreme. Un proiect cu care până la urmă tu ne susții pe noi ca și români în afară, pentru că știu că voi călătoriți și aveți foarte multe reprezentații în afară. Da. Și chiar aș vrea să ne spui mai multe despre mândră că sunt româncă și despre Andreea, cea mândră că e româncă. Cum a început proiectul? Proiectul a început de la o piesă. A început de la piesa Mândră că sunt româncă, pe care am făcut-o împreună cu Xenti, e muzica lui. Am făcut-o într-un moment în care oamenii au ieșit atunci în stradă. E vorba de 2014, în toamna aceea. Și am făcut-o pentru că am simțit solidaritate. Și se zbelește pielea pe mine. Sunt câteva momente în care oamenii și-aduc aminte că nu trebuie să mai stăm și doar să ne plângem. Și-aduc aminte că, păi, suntem aici, avem 2 picioare, avem 2 mâini, pământul este sub noi, e pământul nostru, ne-am născut aici, strămoșii noștri aici s-au născut, putem să facem ceva și putem să scoatem ce e mai bun. Eu sunt o persoană pozitivă din fire, că așa m-am născut eu, că îmi place mai mult să mă uit în sus, la cer. Îmi place mai mult să văd verdele, îmi place mai mult să văd ceea ce este frumos. Eu cred că e un lucru foarte bun asta, pentru că în absolut orice ți se întâmplă, poți să găsești un lucru pozitiv, chiar oricât de rău ar fi, un lucru pozitiv de care să te agăți. Revenind la România, întotdeauna nu mi-a plăcut niciodată faptul că aud câteodată spunându-se, da, e treabă românească sau, nu știu, da, cum suntem noi românii? Nu suntem chiar așa noi românii. Uite, noi românii, de exemplu, noi avem un quartet cu care cântăm, am studiat de mici, am muncit, plecăm prin lume,
oriunde ajungem să cântăm, pe orice scenă, oriunde, pe ce, prin ce colț al lumii ăsteia, noi spunem că suntem Amadeus și spunem că suntem din România. Și România este aplaudată. De ce? Pentru că, da, românii sunt instrumentiști foarte buni în toată lumea asta, pe toate scenele astea, în momentul ăsta, pe o scenă foarte mare, cântă un român sigur. Este plin de români foarte buni muzicieni. Plin. Și nu numai asta, este plin de doctori extraordinar de buni în toate spitalele mari ale lumii. Este plin de profesori foarte buni. Eu cunosc mulți și tu știi și toți știm. Așa cum este plin și de oameni de știință care... Și așa mai departe. Și nu numai în afara țării, eu spun în afara țării pentru că există tot timpul comparația asta, cum suntem noi și cum suntem ei. Da, suntem și noi acasă, avem și noi relele noastre, dar dacă ne agățăm doar de rele și ne agățăm de cele bune, nu avem cum să ne bucurăm și să evoluăm și să fim din ce în ce mai bine cu ce nu este bine. Ăsta a fost momentul în care eu am simțit solidaritate și am simțit că ar trebui spuse lucrurile astea și ar trebui spus în gura mare. Sunt mândru că sunt român. De ce? Pentru că sunt lucruri foarte frumoase aici, pentru că îmi plac mult de tot oamenii de aici, pentru că eu nu m-am simțit acasă în altă parte decât aici. Am avut ocazia să plec de foarte multe ori din țară și am ales să rămân. Pentru că eu simt că oamenii de aici, că noi românii, suntem niște oameni foarte mișto. Băi, chiar suntem. Păi suntem. Și ar trebui să nu mai fim așa modești, da, câteodată. Pentru, da, că undeva pe drum modestia e asociată cu alte conotații ale sensului de sunt român. Cred că dacă mergem acum pe stradă, fiecare are o parte frumoasă și are ceva de spus, da, și fiecare are o lecție de care putem beneficia cu toții. Și cred că proiectul pe care tu l-ai început poate să fie pur și simplu un semnal pentru fiecare dintre noi să începem. Nu trebuie neapărat să cântăm, nu trebuie neapărat să cunoaștem instrumente muzicale, trebuie doar să exprimăm ceea ce suntem. Și aici ajung la următoarea întrebare. În care vreau să ne spui cum ai ajuns la coaching. Cum am ajuns la coaching? Da. Pe mine m-a pasionat dintotdeauna psihologia, de mică. Mică, adică de când a apărut revista Psihologia în România, era, nu era A4, era mai mică. Era așa. Genul almanah, așa, parcă mi-aduc aminte, da, cu foile alea subțiri. Da, da. Deci de la primul număr, eu cred că aveam, nu știu, 11 ani, 12 ani, cred că în perioada aia atunci, mi le luam de fiecare dată când apăreau, eram abonată, nu-mi scăpa nimic. M-a pasionat foarte mult pentru că am avut deschiderea asta către oameni. Întotdeauna mi-a păsat foarte mult ce a vrut să zică dincolo de ce a zis, mi-a păsat de cum se simte dacă aș putea eu să fac ceva. Întotdeauna, când spuneam la început, când la prima întrebare, ți-am spus că pentru mine contează mult armonia cu cei din jurul meu și cred că trăiesc prin asta. Cred că dacă m-ai pune într-o cameră singură și să stau acolo și să, nu știu, să am orice mi-aș dori eu de pe planeta asta, mai puțin oameni, cred că aș muri. Nu știu. Nu simt că nu sunt eu, dacă nu sunt oameni cu care să rezonez. Și bucuria asta de a cunoaște oamenii, curiozitatea de a cunoaște oamenii până undeva foarte adânc, m-a dus spre a citi cărți din zona asta psihologică, să zic. Niciodată nu m-am gândit să fac carieră în domeniul ăsta, pentru că mi-a fost foarte clar, muzica îmi ocupă toată viața și acum este la fel, adică cea mai mare parte din viața mea este dedicată muzicii. Dar ușor, ușor, această curiozitate a mea cu privire la natura umană și la psihicul uman, la sufletul omului, m-a împins. M-a împins să aflu și mai mult, să aflu și mai mult. Iar atunci când am făcut piesa Mândră că sunt româncă și am început proiectul respectiv, două fete care tocmai înființau o asociație care se numește Echilife
m-au cooptat și pe mine, Gabriela Grigore și Cristina Ionescu, să facem împreună această asociație Echilife, cu care să promovăm echilibru în viață și să ne adresăm în special femeilor. Mi-a plăcut foarte mult ideea lor. Mi s-a părut că se potrivește foarte bine și cu povestea mea, mândră că sunt româncă. Și am început o serie de proiecte atunci, la sfârșitul lui 2014 a fost începutul nostru. Iar ele atunci mi-au povestit de coaching, despre ce înseamnă coaching-ul și împreună am mers la școala Noble Manhattan de coaching. Mi-am luat diploma, apoi am făcut și niște cursuri de NLP și mi-am mai luat niște diplome. Cum ți s-a părut? Pentru că de foarte multe ori chiar vorbeam cu cineva zilele trecute. De foarte multe ori, în momentul în care ajungi la facultatea de psihologie la 18, la 19, la 20 de ani, o trăiești diferit de momentul 40 sau dacă decizi să faci la un moment dat pentru tine această facultate. Ai regăsit, poate într-un cadru formal, de data asta invers decât la prima experiență în care ai ieșit din cadru și te-ai putut exprima, ai regăsit experiențele tale de viață poate formalizate de data asta în ceea ce reprezintă până la urmă studiu pentru a deveni coach? Mi s-a părut un pic diferit față de ce îmi imaginam eu. A fost diferit și a fost foarte greu. La început mi s-a părut foarte ușor, pentru că coaching-ul se bazează pe... pe provocări. Tu ești acolo să asculți și să provoci omul să-și găsească singur drumul. Prima dată mi s-a părut, ok, deci nici măcar sfaturi nu trebuie să dai, ce bine. E ușor. Nu, este foarte greu. Este cel mai greu lucru. Și mi-am dat seama doar după ce am început să fac practică. Când am început să practic, mi-am dat seama cât de greu este. Am fost așa lovită, pentru că cel mai greu lucru este să te scoți pe tine total din joc și să fii doar oglindă pentru cel din fața ta, pe care nu ai voie să-l judeci în niciun fel, pe care trebuie să-l asculți cu toată ființa ta, să te duci după el, dar în același timp să-l scoți din zona lui de confort. Este un joc foarte greu. Este un joc foarte greu pe care l-am învățat pas cu pas. Noroc că am avut nevoie de făcut multe ore de practică și am fost provocată să le văd și cu mentorul meu de acolo și mi-a atras atenția de multe ori la lucrurile pe care poate nu le făceam atât de bine și am reușit să șlefuiesc tehnicile astea de coaching și să ajung să fiu acolo cu toată ființa mea lângă omul pe care l-am în față. M-a ajutat foarte mult și faptul că eu la rândul meu am fost client de coaching cu un coach foarte bun, Raluca Gomeajă, care îi mulțumesc mult de tot, și am știut ce înseamnă și pe pielea mea cum te simți de partea cealaltă a baricadei. M-a ajutat enorm. M-a ajutat, apropo de ce vorbeam mai devreme, spuneam de perfecțiune, m-a ajutat să-mi dau seama că am nevoie să mă eliberez de povara asta perfecțiunii pe care o purtam și acum o port, sunt convinsă de chestia asta, dar o port mai ușor, deveni mai ușoară. E cumva acceptată și conștientizată. E cumva acceptată și îmi dau seama atunci când prefer poate să fac ceva doar ca să nu pară altfel, să nu pară că eu n-aș fi cea mai bună, cea mai zână, cea mai minunată persoană din univers. Este o povară, povara asta perfecțiunii, și cred că mai ales pe noi femeile ne îngroapă. Și îmi dau seama îmi dau seama din experiența pe care o am ca și coach că este un subiect pe care îl găsesc aproape la fiecare caz. Da, știi, mie mi se pare un paradox și chiar vreau să te întreb ce părere ai. Într-adevăr, și eu am simțit și încă simt povara de a fi perfect.
din anumite puncte de vedere, în anumite contexte, da, care creează o presiune enormă și care de cele mai multe ori chiar te blochează în a livra maximum de potențial pe care tu îl ai. Însă, acolo din groapa aia, pentru că te îngroapă la un moment dat presiunea, pentru că dacă vrei să fii și mama perfectă, și soția perfectă, și directorul perfect, și artistul perfect, că nu există. Dar, la nivel mental, da, îți creezi această presiune. Însă, cumva din groapa aia, așa cum renaște și pasărea Phoenix, că da, știm povestea, la un moment dat iese, hai să-i spunem, o altă versiune din tine, care acceptă că are povara asta, care poate că acceptă imperfecțiunea ca drum de evoluție în sine. Și din punctul ăsta de vedere, poate că uneori aduce povara asta înseamnă doar un pas înainte. Poate că neavând-o, nu te-ai străduit atât de mult să te ridici din groapă. Da. Nu știu ce părere ai tu despre asta, pentru că știu că mi-ai povestit că ai trecut prin foarte multe și de fiecare dată te-ai ridicat și acum ești aici alături de noi. Ce părere ai? Adică e bine să ai uneori povara perfecțiunii ca să poți să scoți cei mai buni din tine? Cu siguranță ea te ajută. Doar că la un moment dat rămâi cu ea când ea nu te mai ajută. Asta este toată problema. Și ce faci problema atunci? Atunci trebuie să-ți dai seama că trebuie să înlocuiești cu altceva care îți dă aripi. Adică în momentul când ceva nu te mai ajută, te ține în loc și când nu faci lucruri care prin care să evoluezi sau care să te facă fericit, uh-huh, trebuie să le spargi și să le înlocuiești cu altceva. Trebuie să le dai drumul. Da. Pentru că, de exemplu, pe mine m-a ajutat enorm și asta mi-am realizat prin coaching. Pe mine m-a ajutat foarte mult dorința de a fi perfectă. Normal, când înveți un instrument, cum ar putea să nu te ajute? Cum ai putea să înveți un instrument atât de greu cum este vioara, să ajungi să cânți la un nivel de performanță, să poți să cânți Paganini, să poți să dai la conservator și să ajungi acolo, dacă nu-ți dorești să iasă totul perfect? Nu ai cum. Trebuie să te apuci de altceva. Cum este la fel și pentru un sportiv sau cum este pentru orice meserie și un arhitect. El, corect, totuși trebuie să nu greșească acolo, trebuie să fie perfect. Aici te ajută perfecționismul. Dar dacă tu îl iei de aici, îl pui în viața de zi cu zi și ajungi tu, ca femeie, să pleci de acasă și să pleci cu o oră mai târziu, pentru că te-ai uitat în oglindă, cum sunt eu acum, și nu ai apucat să te coafezi și nu arăți foarte bine cu părul cum e lumea obișnuită să te vadă și zici, iei o decizie de ultim moment și zici, știi ceva? Eu îmi spăl acum părul și mă și coafez. Și ajungi cu o oră mai târziu, nu prea te mai ajută. De ce? Pentru că dacă la instrument trebuie să studiezi 10 ore ca să-ți iasă chestia aia și te duci pe scenă și ți iese perfect și oamenii sunt zbârliți și te aplaudă la final, aia este una, ți-a folosit acolo. Dar dacă tu ai venit cu o oră mai târziu, de exemplu eu, dacă veneam cu buclele făcute acum, dar veneam cu o oră mai târziu, nu mi-ar mai fi folosit la nimic că veneam perfectă. Deci până la urmă e vorba de gradul de intensitate și de contextul situație, în care aplic, da, perfect, da, da, mă rog, în care mi-activez această nevoie, da, de perfecțiune. De asta spun că noi femeile suntem foarte atinse de povestea asta, pentru că avem tendința să renunțăm la lucruri mult mai importante doar ca să avem unghiile făcute, de exemplu. Adică se poate întâmpla să nu poți, ai doi copii acasă, ai concert diseară, ai și să fii nebunită că totuși n-ai unghiile făcute și să te mai duci ora aia în loc să stai puțin liniștită, să-ți aduni mințile după ce ai fost cu copiii pe la nu știu ce ziua cuiva și te-ai dus cu ei prin parc și ai înnebunit, să te relaxezi puțin înainte de concert ca să fii bine pe scenă. Și tu te duci și te duci la manicură și ai unghiile perfecte, dar ai ajuns la concert înnebunită de oboseală și nu știi ce să le spui oamenilor pe scenă și ești... Dar ai unghiile perfecte. Dar ai unghiile perfecte. Și asta se întâmplă de multe ori.
și mai ales în, la noi femeile de la, din mediul urban, puțin mai drăguțe și cele care au obișnuit lumea să iasă impecabile tot timpul afară, ele trec printr-un coșmar la un moment dat, când au de făcut și alte lucruri. Și este păcat, pentru că în loc să ajungă într-un loc să radieze de liniște și de bucurie, ele ajung perfect îmbrăcate și perfect desenate la orice de... Și perfect de stresate. Tare, și foarte stresate. Și te uiți la ele, zici... nu este prea drăguță fata asta, parcă arăta mai bine. Deci tot acolo ajungi. Undeva unde nu este... Da. Nu este bine. Atunci când ești stresat, atunci când îți pui presiuni pe tine, pe lucruri care sunt inutile, mm-hmm, și nu a pus să stai puțin. Păi, stai puțin. Ce este important acum? Ce mă face pe mine să strălucesc? Dacă e vorba de subiectul ăsta, cu noi femeile ieșind din casă. Ce mă face pe mine să strălucesc? Eu. Bine. Exact. Cine sunt eu? Ca să ajungem la cine e Andreea de la început. Dar până la urmă... Eu personal nu cred că există o rețetă. Dar, da, cred că măcar ar trebui să conștientizăm că noi ne punem presiunea acestei perfecțiuni și nimeni altcineva. Întotdeauna. Pentru că asta mi-a rămas mie acum din ceea ce ai povestit tu. Și până la urmă e o alegere personală. Iar alegerile personale sunt unice, pentru că și noi ca indivizi suntem unici, dar până la urmă cu toții avem ceva de spus. Și pentru că mai avem foarte puțin, așa, vreau să ne mai spui ceva, nu știu cum a trecut, vreau să ne mai povestești ce planuri aveți de viitor, ce planuri aveți cu Amadeus, ce planuri ai cu partea de coaching, care văd că se dezvoltă din ce în ce mai mult și chiar îți urmăresc cu interes seminariile când apar. Ce proiecte ai tu, Andreea, personal? Pentru că am vorbit de tine coach, am vorbit de tine Amadeus. Hai să vorbim și de Andreea, mama a doi copii foarte, foarte frumoși. Mulțumesc! Ce planuri ai? Sunt frumoși. Sunt frumoși, da, și sunt dulci și... Sunt frumoși peste tot. În plan personal, așa, mă întrebi... în lunile care vin, ce care planuri vin. Aveți voi? Relaxat? Da. Fără povara perfecțiunii? Fără povara perfecțiunii. Legat de Amadeus, spuneam și mai devreme că pregătim un spectacol care să ne reprezinte total. Suntem ca niște copii. Suntem acum, după 16 ani de Amadeus, suntem ca și cum acum ne-am format și stăm în sala de repetiții extrem de entuziasmați. Dacă ne-ați vedea, suntem dacă drăguți. Ne invitați, venim. Da, trebuie să facem un live, dar acolo unde facem noi repetiții nu putem să facem live pe Facebook. Am observat că nu e semnalul destul de slab. Improvizăm. Da, exact. Aducem un potențiator de semnal. Vrem să facem un spectacol care să ne reprezinte total. Pe toți împreună, toate împreună, dar spun toți pentru că cu noi pe scenă vor fi și Xenti Runceanu, uh-huh, la clape și Radu Moldovan la tobe și percuție, să ne reprezinte cu totul și pe toți și Amadeus, așa cum ne știe toată lumea, dar și pe fiecare în parte. Și vom face spectacolul ăsta să fie, cum să zic, să fie perfect. Aproape perfect. Aproape perfect. Asta este obiectivul nostru cel mai mare pe anul ăsta, să facem cel mai frumos spectacol pe care îl poate face Amadeus și să-l dăruim publicului. Pe lângă asta, cu Amadeus o să scoatem un CD anul acesta și mai avem câteva piese la care vom face videoclipuri și le vom urca pe canalul nostru de YouTube, unde e acolo, ne desfășurăm noi. Foarte frumos. Cu muzica noastră și chiar suntem impresionate că ne ascultă multă, multă, multă lume muzica de pe toată planeta și ne bucură foarte mult asta. Pentru că eu cred, și iartă-mă că te întrerup, atunci când lucrurile sunt făcute cu suflet,
dincolo de ambalaj, dincolo de canalul de YouTube sau canalul de Facebook, dincolo de, I don't know, coperta CD-ului, oamenii rezonează cu autenticitatea și cu sufletul. Și voi puneți suflet. Adică noi se simte... Noi punem foarte mult suflet. Ne place foarte mult. Noi nu suntem un proiect. Noi nu suntem un proiect. Noi suntem o trupă. Nouă ne place la nebunie să mergem să repetăm. Ne place la nebunie să cântăm pe scenă. În timp ce cântăm, ni se zbârlește pielea pe noi și pe scenă nimeni nu știe asta. Ne uităm așa spre picioare și ne uităm una la alta și știm că trăim foarte intens atunci și și împărtășim una cu cealaltă momentele astea. Este minunat ce ni se întâmplă și suntem recunoscătoare pentru faptul că, uite, publicul ne susține de atâția ani. Noi suntem aici, cântăm împreună, chiar dacă componența s-a mai schimbat și se tot schimbă, adică au fost 16 ani în care 3 dintre fete, eu sunt singura care sunt chiar de la început, dar 3 dintre fete s-au schimbat. Patricia este iarăși de 10 ani în trupă, la celelalte două s-au schimbat. Dar muzica noastră și Amadeus cu tot ce înseamnă el a rămas datorită publicului, pentru că bine, și datorită timpul. Și datorită vouă, pentru că până la urmă lucrurile, persoanele se schimbă. Dar liantul și pasiunea pentru ceea ce faceți este la voi. Adică la până noi. La urmă sunt două părți în dialog. Da, și... sunt două părți în dialog, dar tot ce vreau să spun este că publicul ne susține și într-adevăr tot ceea ce facem noi este cu gândul întotdeauna la public. Noi stăm în sală și ne gândim, dar ce ar vrea oamenii să audă? Nu ne place să cântăm multe lucruri, dar ne gândim la ce ar vrea oamenii să audă și ce ar impresiona cel mai tare și ce ar determina să aibă pielea zbârlită cum o avem noi pe scenă, să o aibă și ei acolo în față. Suntem tot timpul cu gândul la ei. Și revenind la mine, cu coaching-ul și cu pasiunea mea pentru psihologie și pentru dezvoltare personală, eu sunt și anul întâi la psihologie, da, știu cum Universitatea Titu Maiorescu, da, unde îmi place la nebunie. Încerc să ajung și la cursuri când am timp, pentru că sunt înscrisă la zi. O să am sesiune acum, în curând. Baftă la examen! Mulțumesc! Îmi place la nebunie. Iar următoarele mele seminarii vor fi pe tema echilibrului din viața, între viața personală și muncă. Când o să fie? Vrei și tu, nu? Vreau și eu. Da, o să fac la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie, o să fie Poți prima să fiu dată, prima pe listă? Da. Perfect. Cu drag. Așa. Cu drag te invit. Asta pentru că cred că cele mai dese întrebări pe care le-am primit au fost legate de cum mă descurc eu să mă împart între viața de familie și cariera muzică pe care o am. Și nu, n-am răspunsuri cum fac, nici eu nu știu cum fac, dar în loc de niște răspunsuri și de niște sfaturi, aș putea să pun eu la rândul meu niște întrebări și să îi provoc pe cei care vin la seminarele mele, să-i provoc să-și găsească echilibrul ăsta între cele două părți și să înțeleagă mai bine ce este cel mai important pentru ei și care sunt lucrurile la care pot renunța lejer fără să le strice calitatea vieții. Ce spuneam eu mai devreme? Când pleci de acasă, să te gândești. Ce este cel mai important când ajung acolo? Să ajung la timp, pentru că pleacă avionul. Then, hai să plecăm la timp. Then we have a focus. Exact. Băi, da. Le așteptăm cu drag și așteptăm cu drag și proiectele voastre împreună cu trupa și cu Amadeus. Și îți mulțumesc tare mult. Și eu îți mulțumesc că a fost o plăcere și întotdeauna este. Ai venit astăzi. Nu știu când a trecut timpul. Da, și te mai așteptăm cu drag și mulțumesc, te așteptăm și vă așteptăm să ne spuneți mereu ce noutăți aveți, pentru că aveți
N-am să le spun proiecte, am să le spun copii. Aveți da, copii te rog, foarte frumoși. Nu-mi place asta cu proiectul deloc. Și mult succes! Mulțumim mult de tot! Mulțumim mult de tot! Și vouă la fel cu emisiunea! Mulțumim mult! Mulțumim frumos și dumneavoastră că ați rămas alături de noi și sperăm că ați rămas cu puțină imperfecțiune după discuția de astăzi și vă dorim o seară frumoasă. Mulțumim frumos!